Salutare prieteni și bine v-am găsit pe acest canal. Astăzi vreau să vă arăt un nou proiect. Ce mai fac eu în timpul liber? Aici avem o căsuță de vacanță a unui prieten și m-a rugat frumos să vin să-l ajut să îi fac finisările interioare, pentru că el nu prea se pricepe la finisări. El a ridicat această căsuță de vacanță. Foarte frumos acest loc. Și vreau să vă arăt ce o să fac aici, la interiorul acestei căsuțe. Eu deja m-am apucat, mai am avut câteva zile libere și am venit să-l ajut aici. Am pus faianța aceasta, am pus de gips pe pereți. Casa este din scândură de brad, are grosimea de vreo 5 cm. Sunt pereți simpli. Și mai puțin să las aceste scurile. I-am făcut avanul de rigips. O să trebuiască să-l șlefuiesc și să pun baghetă de polistiren din aceasta pe margini. Aici este un dormitor. Aici este un living cu tot cu bucătărie. Și aici avem o baie, unde astăzi vreau să pun faianța. Am casetat totul cu rigips. Am dat și ultima mână de glet, o să trebuiască șlefuit. Și astăzi o să pun faianța. Și dacă mai am timp să șlefuiesc și să zugrăvesc, dar nu știu, să vedem cât îmi permite timpul. Deja am trasat aici, o să vină cu model faianța, am prins și pe pereți niște lați de lemn ca să plec cu faianța direct după ei. O să facem și instalația sanitară, scurgerele și ghiuveta de la bucătărie, ghiuveta de la baie și un boiler aici o să vă arăt, o să facem din cupru. Și o să mai filmez între timp, dar spațiul este foarte mic și nu prea îmi permite să vă arăt tot ceea ce vreau să vedeți. De puțin și cam și întuneric, dar o să încerc să iasă o filmare cât de cât bună. În momentele ce o să urmeze, o să vă explic cum procedez eu când aplic faianța pe pereți. Aici o aplic pe rigips, rigips din acela verde, rezistent la umiditate. Până să aplic faianța, am dat o mână de adeziv cu plasă de fibră, iar apoi am calculat faianța cum o să vină pe pereți. Am împărțit faianța și după ce am calculat modelul, am dat nivelul. Nivelul se dă ori cu nivelul laser, ori cu bolobocul. După ce am dat nivelul, am prins pe pereți acești lățișori, trebuie să fie drepți, și după aceea o să vin cu faianța direct pe acești lățișori, întrucât ei o să fixeze bine faianța pe pereți. Nu o să mai amenece în jos. Acum o să aplic faianța pe pereți. O să o pun la pieptene și o să vă arăt pe o viteză mai mare, pentru că nu știu dacă o să aveți răbdare să vedeți pas cu pas tot procedeul, pentru că o să dureze ceva timp.
Eu folosesc un adeziv de la Ceresit, CM17, pentru a avea o prindere mult mai bună. Pereții fiind de lemn, ei tind să flambeze și atunci riscul de a se desprinde e foarte mare. De aceea cauză folosesc adeziv de calitate. Puteam să folosesc și un CM11, dar pentru siguranța mea pe viitor mai bine folosesc un adeziv foarte bun. Aici, la acest model, vreau să vă spun în felul următor. Nu știu dacă se observă de aici, de unde filmez, dar dacă vă uitați cu atenție, eu am plecat cu plăcile la jumătatea plăcilor celelalte, pentru că nu am putut merge cu toate în rând, din cauza că plăcile cu model acestea, nu mai puțin să văd dacă se vede, plăcile acestea model sunt mai mari decât acestea simple, cu aproape 3 mm. Dacă punem placa pe lângă placă, observăm că placa cu model este mai mare cu 3 mm față de cele normale care le avem să le punem pe copete. De aceea am procedat în felul următor. Pentru a nu ne arunca la rosturi, fiind 3 mm la fiecare placă, din start ne aruncă la fiecare placă 3 mm, depinde câte plăci avem pe rând. Așa am procedat să o tăiem, să o tai și să plec la jumatea rândurilor celelalte. În felul acesta nu se observă diferența, se pierde mărimea plăcilor. De fiecare dată am întâmpinat asemenea probleme, fiind altă matriță de turnare. Nu poate exact să le facă la fel. Și în momentul când folosești distanțieri mici, de 1, de 2 mm, diferența aceasta se vede enorm la rosturi. Așa că aici este vorba de meseria și cum poate să le scoată el, să nu fie vizibile la ochi. Acum să continuăm cu tot peretele. Cam așa arată peretele acesta. Am terminat. A ieșit destul de bine. A fost puțin migălos din cauza plăcilor acestea, pentru că au avut alte dimensiuni și a trebuit să le acord mai multă atenție. Întotdeauna când puneți faianță sau gresie, pereții trebuie să fie drepți, să fie îndreptați. Prin tencuială și mai multe procedee se îndreptă pereții, astfel încât faianța și gresia să se pună la pieptene. Niciodată nu se încarcă
cu adeziv. Pentru că nu o să iasă bine. Odată ce adezivul este mult pe placă, plăcile încep să se lase, să iasă în afară colțurile și nu iese o treabă de calitate. Întotdeauna pereții trebuie să fie bine tencuiți, bine îndreptați și atunci faianța și gresia merge perfect. De regulă așa și se pune. Niciodată am văzut o grămadă de meseriași care încarcă în spatele plăcilor o grămadă și un centimetru și doi, pentru că nu mai vor să mai tencuiască pereții, să-i îndrepte. Li se pare mai bine așa, dar părerea mea nu este bine deloc. Cel mai bine se pune la pieptene. Dacă vă place acest canal, nu uitați să vă abonați la el, pentru că am o grămadă de proiecte pe viitor și cred că v-ar face mare plăcere să vă urmăriți. O să încerc să vă arăt cam toate procedurile de deschisare a unei încăperi, începând de la baie, bucătărie, dormitoare. Totul trebuie lucrat cu atenție, curat. Aici este adevărata, nu știu cum să zic, meserie sau începerea meseriașului. În momentul când lași totul murdar, nici clientul nu o să fie foarte mulțumit când o să intre și o să vadă că este frumos de ordine. După ce punem în primul rând, o să vă arăt, după ce punem în primul rând, nu o să le lăsăm definitiv, așa o să le luăm iar la mână, o să băgăm distanțiere între ele și o să le verificăm cu bolbucul dacă sunt drepte și le apăsăm tot cu bolbucul pentru a copia peretele. Peretele fiind drept, cele o să fie tot drept. Procedeul acesta de grisare a
plăcilor pe spate se face pentru o mai bună aderență. În momentul când întinzi pe placă, ești sigur că nu se mai plice după o perete. Spatele plăcilor se găsește o săgeată. Ele sunt marcate. Sunt inscripționate pe spate. Nu știu dacă se vede. Uitați aici. Aceasta. Hai mă, focalizez. Săgeata aceasta de aici. Ea trebuie respectată. Săgeata aceasta ne indică poziția plăcilor pe perete. Și cu toate plăcile trebuie mers în felul următor. Atunci, dacă respectăm săgeata, modelul vine de la sine. Acum, verificăm cu bolovocul. Eventual, dacă peretele nu e foarte drept, se folosește și un dreptar. Luăm steluțe. Distanțierii fixi între plăci. Sunt multe secrete în meseria aceasta, dar cu timpul se învață și distanțierii au un secret al lor. Dacă observați, distanțierii au față și spate din turnare, ei fiind puțin trapezoidali sau conici, nici nu știu cum să spun. În momentul când bagi distanțierul așa, așa trebuie cu partea aceasta, așa trebuie să mergi cu tot peretele. Nu trebuie să încurci fața cu spatele. În momentul când ai încurcat fața cu spatele, deja apar distanțe între rosturi care nu mai poți să mai faci absolut nimic. O să ai abateri la rosturi. Dacă păstrezi, ții cont de fața și spatele distanțelor, o să iasă perfect. Întotdeauna, la colțurile pereților, trebuie rostul de pe peretele acesta să se potrivească cu acesta. Din aceea cauză se dă nivelul și se pune aceste dreptare de lemn. Se mai poate pune și profile de gips, de demo, de demo.
Gresia și faianța cere multă îndemânare. Trebuie atenție, finețe, ca să iasă o calitate bună. Dacă nu-i acorzi atenție, nu cred că ar place ochiului ce vede. Iată, dragi prieteni, că am terminat și faianța de pus. Mai am decât ultimul rând de jos, dar asta mâine după ce o să întărească ca să scot acei rățișori. Cam așa ceva a ieșit. Am făcut și colțul acesta. Acum o să urmeze să șlefuiesc gletul. Să aplic bagheta de polistiren pe marginea tavanelor și apoi să zugrăvesc. Să spuneți în secțiunea comentarii dacă vă place acest proiect, dacă v-ați dori așa căsuță undeva la țară. S-a făcut, cred că, ora 4. Se simte oboseala, dar mai aș vrea să șlefuie și tavanele și baia. Aici am dat o mână de 127 la toți pereții. A fost cam migălos, dar a mers destul de bine. Cred că vine și ploaia. Aici este foarte strâmb. Am încărcat puțin cu adeziv. Astea aici o să plachez zilele care o să urmeze, după ce o să termin la interior. Și nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, să vă abonați la canalul meu, să fim cât mai mulți și vă aștept în secțiunea comentarii cu mesajele voastre. Nu uitați să apăsați butonul de like sau dislike, clopoțelul, să vă anunțe atunci când postez ceva nou.
O să urmezi să mai dau pe la colțuri acum, cu mâna. Și cam am terminat de șlefuit în baie. O să urmeze să iau fiecare perete cu becul. La lumina unui bec se vede toate scrieturile. Toate imperfecțiunile care au rămas de la glitieră. La lumina unui bec se vede absolut tot. Dacă șlefuiți la bec, la lumina zilei o să vadă perfect. Acum o să aplic bagheta. Aici este un pic cam dificil, pentru că avem niște unghiuri care trebuie tăiate cu atenție. Eu le tai la fața locului, le pun pe amândouă și le tai pe amândouă, urmând să le corectez. Pe urmă,
O să le lichiduiesc cu silicon. Am pus și bagheta pe marginea pereților. Cam așa ceva a ieșit. Acum mâine o să urmeze să zugrăvesc. Am șlefuit. Pe urmă o să chituiesc faianța și o să urmeze gresia jos.